Salutare cu voi de Mass Show și astăzi un nou video. Să începem! Întotdeauna ne-a plăcut vocabularul nostru moldovenesc tipic, adică ruso-moldovean. Și următorul video e mai scurt, mai gine tac. Pur și simplu uitați-vă la video. M-a zaredit în trișca. Da, ce motiv? Ca a spus ceva? De mult am iuzut pe mine și e de mult gătau. Că da, gătau, știi cum gătau? E ca vă spun drept în față, că eu sunt prea maie. Ei ne spune drept în față, ei prea maie. Gătau cât mine sunt mă f***. Gătau s-o f***. Cu ei trebuiești, eu nu înțeleg. Și cui trebuiești tu, fii bine dragă? Și înticat pe tine. Dar vă spun drept în față și ești. Da, și mine și mă zare. Și pe dezul să-l zaredească. Și pe ăsta să-l zaredească. Cred că de frumoasă femeie și are, de-ata vrea să-l zaredească pe ăsta. Ah. Și ăsta la urmă, mai pune mâna la față, parcă nu l-a văzut Ezdem. După zâmbetul ei, se vede că e tare scârghit, că l-a zaredit pe bărbatul. Top, haide să-i lăsăm alea pe zarediți ăștia. Dar și are jurnalistul ăsta și-a scris pe mână în momentul ăsta. Să-l zaredească. Scrieți voi varianta care voi vă gândiți și cifre acolo scrisă la jurnalistul ăsta și-a pe mână. Și vedem variantele la test. Bratane, precis că pe tine aveau zub de mult de atâta că tu ai femeie frumoasă și te-ți sovriu. Te-ți sovriu. Că tau cât mine mă f***. Mie întotdeauna ne-a fost interesant, de unde vă luați voi așa, că din pricina la niște nenormali, niște alcoole și niște, nu știu cum să le zic, din pricina lor ne face rasa noastră, moldoveni de râs, că blin, ne-am mai ghinit tac eu, că pe mășa zvii și ați mă zaredească și pe mine. Și eu, gata, mergem la următorul video, și eu. Nu știu, tăți băieți sau nu tăți băieți iubesc să facă mâncare, dar, adică eu am profesie bucătar și îmi place nici să fac mâncare. Și sunt așa momente când pur și simplu nu ți-i dat și bucătar, nu ți-i dat, din tăi părțile, nu-ți prinești. Așa-și pățanul este o păr, așa-și băiatul este o păr. În următor video. Mă frate, mie îmi pare că tu în bucătărie n-ai și catac. Momentul acela când tu vrei să și bucătar, dar te-ți contrata, când și stăvau e contrata. Eu dat fugă în apcată de coadă, bleaș, s-o chema chiar nacu și erau șoturi de cară de lungă, n-a, răzab de șoturi de capul, răzab! Până la urmă văd că blinci cu totul și-a rămas întreg, dar precis cu băiatul ăsta nu mai trebuie să mai vii la bucătărie. Știți, între fete există așa o sentiment ca invidia, așa că următorul video demonstrează că între fete într-adevăr există invidie. Interesant, ce-o gândit e că până la urmă să prânească? E s-o gândit că a terminat toate astea cu ghine sau e asta special o făcut-o? Eu mă gândesc că e asta special o făcut. Principalul cu galstucul a rămas la loc. Mine întotdeauna m-a mirat faptul ăsta că după ce ei fac așa ceva, întreabă, it's alright? Adică, tu ești bine? Blin, cum poți și bine după ce tu ai trântit-o cu fața în pământ? E clar că nu-i bine, dăm și bine poți mai fi după asta, dar ei oricum întreabă, it's alright? It's alright? It's alright? Sperăm cu fata asta atât de bine și nasul i-a rămas întreg până la urmă. Dar prin ce scum m-a înghețat alea de țărn? S-au lut și ăsta, nasip, sau nu pot înțelege și acolo. Nu știu cum voi, dar eu lucrez la un serviciu la care practic mai mult stau degeaba, adică sunt așa zile când pur și simplu stau degeaba. Și stând degeaba la lucru, știți că te plictisești și de-mi trebuie să faci ceva, veselie. Așa au făcut și aceștia doi băieți în următorul video. Ia ca ce înseamnă să cumperi permis de conducere cu bani. Presupunem că este un moment filmat din Forsaj 9 și am ușa să apară pe ecrane cu Dominic Toretto și scooterul lui. Nu știu cum la voi, dar la mine cel mai frumos moment e ăsta, când ei intră în pavarotul ăsta. Aha, eu mă tem că știu și nu vine cu ideea asta. Și pitezul să-l zaridească. Dacă v-a plăcut video de astăzi, numai decât pune like și abonează-te la canal și distribuie acest video pe Facebook, Neclasnic, Instagram. Mai jos o să fie link-ul meu la Instagram, numai decât abonați-vă la Instagram, acolo eu postez zilnic ceva video interesant sau fotografii. Dacă v-a plăcut video de astăzi, puneți like, abonați-vă la canal, cu voi a fost The Mass Show, ne revedem în continuare. Pa, pa! Pa!